Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și i-a hrănit cu cel mai bun grâu și i-a săturat cu miere din stâncă. Iubiți credincioși, este astăzi solemnitatea preasfântul trup și sânge al lui Hristos. O sărbătoare care ne trimite spre Hristos prezent în Sfânta Taină. Astăzi suntem invitați să conștientizăm mai mult faptul că la fiecare liturghie Hristos ne hrănește cu trupul și sângele Său. Ne recunoaștem păcatele, îi cerem Domnului iertare ca să celebrăm această liturghie cu vrednicie. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Dumnezeule, care ne-ai lăsat în acest sacrament minunată amintirea patimilor tale, fă-ne, te rugăm, să cinstim astfel Sfântul Mister al trupului și sângerului tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării tale. Tu care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citirea din Cartea Exodului. În zilele acelea, Moise a venit și a istorisit poporului toate cuvintele Domnului și toate hotărârile. Tot poporul a răspuns într-un glas: tot ce a spus Domnul vom face. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la coalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 triburi ale lui Israel. A trimis niște tineri dintre fiii lui Israel să aducă arderi de tot și să aducă viței ca jertfe de împăcare Domnului. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în vase, iar cu cealaltă jumătate a stropit altarul. A luat Cartea Alianței și a citit-o în auzul poporului. Ei au zis: tot ceea ce a spus Domnul vom face și vom asculta. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând: iată sângele Alianței pe care a făcut-o Domnul cu voi, potrivit tuturor acestor cuvinte. Cuvântul Domnului. Voi lua potirul mântuirii și voi invoca numele Domnului. Ce-i voi da în schimb Domnului pentru tot binele pe care mi l-a făcut? Voi lua potirul mântuirii și voi invoca numele Domnului. Lucru de preț este în fața Domnului, moartea celor credincioși ai Săi. Eu sunt slujitorul tău și fiul slujitoarei tale. Tu ai desfăcut de legăturile mele. Îți voi aduce jertfă de laudă și voi invoca numele Domnului. Voi împlini voturile făcute Domnului de față cu tot poporul Său. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, Hristos, devenit marele preot al bunurilor viitoare, trecând printr-un cort mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mână de om, adică nu este din această lume, a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țap și viței, ci cu propriul lui sânge,
dobândind o mântuire veșnică. Căci dacă sângele de țap și de tauri și cenușa de juncă cu care sunt stropiți cei întinați îi sfințește spre curăția trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul veșnic s-a oferit pe sine fără prihană lui Dumnezeu, va curăța conștiința voastră de faptele moarte pentru a aduce cult Dumnezeului celui viu. Și de aceea, El este mijlocitorul unei alianțe noi, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din greșelile din timpul primei alianțe, cei chemați să primească promisiunea moștenirii veșnice. Cuvântul Domnului. Pe Iisus, Mântuitorul, viața noastră și păstorul, cu iubire să-L cinstim, să-I cântăm, să-L preamărim. Slavă Lui atât de mare, că nici când n-am fi în stare, vremnicește ca să-I dăm cinstea ce I-o datorăm. Azi creștinătatea cântă cea mai mare și mai sfântă din fântânile de har, taina Sfântului Altar. Pâinea vieții, pâinea vie, cu atâta bucurie, în iubirea ei de nespus, tuturor ne-o dă Iisus. Inimile să tresalte în cântările înalte, glasul plin, melodios, să răsune bucuros, căci ziua cea aleasă, când Hristos la sfânta masă, milostiv ne-a dăruit darul cel neprețuit. Cina fără de pereche, azi încheie legea veche. Regele preot Iisus, jertfă nouă ne-a adus. Ce-a fost vechi de-acum trece, e lumină în noaptea rece, și ce însemn s-a arătat, e împlinit și adevărat. Ce-a făcut Iisus la cină, din porunca Lui divină, veșnic se va repeta într-o amintire a Sa. Ca zălog al mântuirii și icoana răstignirii, Domnului vom oferi jertfa Sfintei Liturghii. Cum ne învață și credința, chipul și-a schimbat ființa, pâinea-i trupului Hristos, vinul sânge prețios. Simțul nu ne lămurește, dar credința ne întărește, cu lumina ei din cer să primim acest mister. Pâinea, vinul, țin ascunse lucruri mari și nepătrunse, chipuri ce se osebesc, prin ființă se unesc. Trupul lui Hristos hrănește, sângele ne răcorește, dar și în pâine ca și în vin, e Hristos întreg de plin. Cine se împărtășește, pe Hristos întreg primește, tot izvorul harului se revarsă în pieptul Lui. Și din pâinea aceasta vie, cât ia unul, iau și o mie, toată lumea de-ar lua, taina sfântă n-ar seca. Însă taina cea măreață nu la toți împarte viață, ci doar celor ce-o primesc cu un cuget creștinesc. Cei buni iau din ea răsplată, cei răi aspăr judecată, căci menirea i-ai schimbat când nevrednic ai luat. Și când pâinea în părți se frânge, viața nu-i se atinge, o fărâmă de primești, prin puterea ei trăiești. Chipul pâinii se zdrobește, dar Hristos se dăruiește cu toată ființa sa, prin oricare părticean. Iată pâinea îngerească, hrană în valea pământească, pentru vrednicii creștini, nu de aruncat la câini. În figuri El ni se arată, Isaac cel jertfit de tată, mielul cel nevinovat, mană ce în pustiu s-a dat. Bun păstor, Iisuse bune, ca pe-a tale oi tu dune spre livezile cerești, unde milostiv domnești. Și la masa ta regească, ochii noștri te întâlnească, cu toți să ne veselim, pe vecii tăi să fim. Amen.
sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer, spune Domnul. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi. Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În prima zi a azimilor, când se jertfea Paștele, discipolii săi i-au spus lui Iisus: unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paștele? Atunci a trimis doi dintre discipolii săi și le-a spus: mergeți în cetate și vă va întâmpina un om care duce un urcior cu apă. Mergeți după el și acolo unde va intra, spuneți stăpânului casei că învățătorul zice: unde este camera mea în care să mănânc Paștele cu discipolii mei? El vă va arăta o sală mare la etaj, gata pregătită. Pregătiți acolo pentru noi. Discipolii au ieșit și au venit în cetate. Ei au găsit, după cum le spusese, și au pregătit Paștele. Și în timp ce mâncau, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o și le-a spus: luați, acesta este trupul meu. Apoi, luând potirul și mulțumind, l-a dat lor și au băut din el toți și le-a spus: acesta este sângele meu, al alianței care se varsă pentru mulți. Adevăr vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Și cântând imnuri, au ieșit spre muntele Măslinilor. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, celebrăm astăzi trupul și sângele Domnului. O sărbătoare care vrea să aprofundeze mai mult ceea ce s-a petrecut în Joia Sfântă, când Iisus ni s-a lăsat ca un dar în taina sfântă din altar. Pentru că era Săptămâna Sfântă, Biserica a stabilit ca darul acesta să fie celebrat cu solemnitate în ziua de azi. Joia Verde. Pentru că se fac procesiuni, se fac rugăciuni și se citesc textele din Sfânta Scriptură. O asemenea procesiune va fi în Iași și duminică. Astăzi aprofundăm într-un mod deosebit jertfa Sfintei Liturghii, darul pe care ni l-a lăsat Iisus. Privim în față și descoperim cu toții altarul sau masa sfântă, iar pe altar, undeva acum, sunt așezate vasele sfinte. E pâinea și vinul. Altarul împodobit cu flori e frumos, e ceea ce se vede. Dar ceea ce nu se vede este mai important.
E Hristos care ne-a asigurat cu prezența sa. Nu-l vedem cu ochii aceștia, dar prin credință știm că este prezent aici. Este prezent în tabernacol și va coborî pe altar când se aduce jertfa sfântă, când pâinea și vinul vor fi transformate în trupul și sângele lui Hristos. De aici ne vin nouă haruri nenumărate și de aici prindem putere ca să mergem înainte. Liturghia este în primul rând o masă a prezenței, a întâlnirii cu Hristos. Am auzit încă din Vechiul Testament, în prima lectură, cum Moise stropește poporul cu sângele unui animal și pecetluiește un legământ pe care poporul îl face cu Dumnezeu, hotărându-se să păzească cuvintele pe care le-a auzit, poruncile lui Dumnezeu. Era legământul vechi. Și vine Evanghelia și ne spune de un alt legământ, de un legământ nou, așa cum sublinia lectura a doua, făcut de data aceasta nu cu sângele animalelor, ci cu sângele lui Hristos Iisus. Și de fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie, noi avem această șansă să-L întâlnim pe Hristos. Liturghia este o masă a prezenței lui Hristos. Dar atenție, nu-L vom putea întâlni aici cu ușurință dacă nu L-am întâlnit în timpul săptămânii în rugăciune. Dacă nu am stat de vorbă cu El zi de zi, e greu să-L întâlnim aici, dacă nu L-am descoperit în pâinea pe care Dumnezeu ne-o dă în fiecare zi pe masă, dacă nu L-am descoperit în ceilalți. Ne va fi mult mai ușor să-L întâlnim aici la liturghie, dacă îl păstrăm și îl purtăm cu noi în sufletul nostru, dacă îl întâlnim zi de zi. Acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Liturghia este o masă a prezenței lui Hristos. Ce mai este liturghia? În Evanghelie am auzit cuvintele lui Hristos. Și la un moment dat Iisus spune, nu voi mai bea din rodul acestei vii până în ziua de pe urmă. În ziua când îl voi bea din nou în împărăția lui Dumnezeu. Liturghia e o masă a speranței, pentru că aici primim o arvună. Ne împărtășim și în felul acesta putem să facem un pas mai înainte. Putem să suportăm cu mai multă ușurință ziua de mâine. Primim puteri pentru ziua de mâine și pentru viața de dincolo. Era un preot bătrân în Italia, avea 90 de ani. Și l-au întrebat unii, care-i lucrul cel mai frumos de care își amintește din toți anii de preoție? Și el a zis, cel mai mult m-a impresionat un fapt. Eram tânăr preot, nu știu dacă aveam un an sau doi de preoție. Și într-o noapte, la 10:30, a bătut la ușa mea un tânăr. Am ieșit, l-am întâmpinat și am spus, ce s-a întâmplat la ora asta? Părinte, vreau să mă împărtășesc. Acum câtva timp a trecut o mașină
și a oprit și la mine în poartă. Mi-a spus să-mi fac valiza, că peste o oră și jumătate, la ora 12, va veni și împreună cu alții vom pleca pe front. Suntem concentrați. Vreau să mă împărtășesc. Încă nu mi-am făcut valiza, că am spus că prima dată trebuie să vin să mă împărtășesc. Și povestește părintele, l-am dus în biserică, am genunchiat, am scos Sfânta Taină din tabernacol, l-am împărtășit, ne-am rugat împreună și tânărul, plin de bucurie, mi-a spus la final: ceea ce mi-ați dat, părinte, este pâinea vieții pentru ziua de mâine, poate pentru ziua morții, căci cine știe dacă mă mai întorc. Reținem ce a spus acest tânăr: ce mi-ați dat este pâinea vieții pentru ziua de mâine. Când ne împărtășim, când participăm la Sfânta Liturghie și ne apropiem în momentul împărtășaniei pentru a ne hrăni cu trupul și sângele lui Hristos, noi primim pâinea vieții pentru ziua de mâine și pentru ziua aceea în care Domnul ne va chema la El. Liturghia este o masă a speranței, a speranței că ziua de mâine va fi mai bună pentru că l-avem pe Hristos cu noi și în mijlocul nostru și ne-am împărtășit cu El, a speranței pentru viața de dincolo, pentru că Iisus spune că cine va mânca din trupul și din sângele Lui va avea viață veșnică. Ce este liturghia? O masă a prezenței lui Hristos, o masă a speranței, dar în același timp și o masă a vestirii. Imediat după prefacere, ni se va spune misterul credinței și noi vom recita, ca de fiecare dată când participăm la liturghie: moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Cu alte cuvinte, iată, liturghia ne cheamă să vestim, să vorbim despre moartea și învierea lui Hristos. Liturghia și participarea noastră la jertfa Sfintei Liturghii ne vorbește despre o altă liturghie care urmează imediat după ce ieșim pe ușile bisericii. Când ne întoarcem acasă, când ajungem la serviciu, când ne întâlnim cu prietenii, cu colegii noștri, ne invită să-L vestim pe Hristos. Am primit de aici putere, am primit hrană și noi trebuie să o dăm mai departe. O masă a vestirii. Și ne întreabă cumva sărbătoarea aceasta: cât de mult vorbim noi cu ceilalți despre Hristos? Dacă într-o săptămână n-am vorbit nimănui despre Hristos, n-au fost pe buzele noastre cuvintele Dumnezeu, Cer, Maica Domnului, liturghie, înseamnă că noi nu L-am întâlnit în mod real pe Hristos aici. Dacă într-o săptămână noi nu avem oameni pentru care să ne rugăm, pentru care să mijlocim întoarcerea lor la Dumnezeu, înseamnă că ceva nu este în ordine. Liturghia este o masă a vestirii, a ducerii mai departe. Unii vorbesc despre liturghia de după liturghie. Un om povestea într-o zi, într-un sat, mergea foarte des la biserică și unii l-au întrebat ce s-a întâmplat cu el de merge așa des la biserică, și el a zis: eu am prins drag de liturghie datorită unei persoane. Era imediat după 48, când comuniștii au închis mănăstirile
Și au băgat pe preoți în închisoare când a început prigoana. Și măicuțele au fost date acasă din mănăstiri. Au trebuit să se întoarcă în familiile lor. Și s-a întors și în satul nostru o soră. A stat în familie, dar și-a propus să trăiască viața de credință. Și ceea ce m-a impresionat cel mai mult și m-a făcut să merg la liturghie e că a venit într-o zi la noi acasă. Eram adolescent, mama era bolnavă la pat. M-a întâlnit în curte și mi-a spus: Antoane, unde-i mama? E în casă, e bolnavă la pat. S-a uitat în ochii mei și mi-a zis: Antoane, tu ai nevoie de Dumnezeu. Tu trebuie să mergi la liturghie. Și apoi a intrat în casă, am urmat-o, s-a așezat lângă mama pe pat și s-a rugat împreună cu mama. Atât de mult m-a impresionat gestul acesta, spune acest bărbat, încât de atunci am început să merg des la biserică și am prins drag de liturghie. Liturghia e o masă a speranței. Ne cheamă să vorbim despre Hristos. Gândiți-vă că suntem într-un timp al mijloacelor de comunicare și toți avem telefoane mobile și vorbim în fiecare zi, câte în lună și în stele, că nu ne mai ajung minutele. Dar de câte ori vorbim cu alții despre Dumnezeu? Verificați-vă mesajele scrise. De câte ori apar în mesajele scrise de pe telefon cuvântul cer, Dumnezeu, Hristos? Unde-i liturghia după liturghie? Ne-am săturat aici, dar trebuie să dăm mai departe. Ce este liturghia? O masă a prezenței, a întâlnirii cu Hristos, e prezent aici. E o masă a speranței. Primim putere pentru ziua de mâine și gustăm aici din ceea ce va fi dincolo când vom sta cu Hristos la masă. E o masă a vestirii, a vorbirii despre Hristos. Îi mulțumim astăzi lui Hristos Iisus că ni s-a lăsat ca un dar în taina Sfântului Altar și cerem binecuvântare și putere să trăim ceea ce auzim aici și să punem în practică, să-L întâlnim, să ne întărim în speranță și să-L vestim. Lăudat să fie Iisus Hristos! Acum împreună ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți veci. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a de-a dreapta. Și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul,
care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred în Tu, Sfântă, spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților, să ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care la cina cea de taină, noaptea în care era dat în mâinile dușmanilor, a instituit jertfa euharistică a trupului și sângelui său, pentru a perpetua de lungul veacurilor jertfa crucii până la a doua sa venire și pentru a rămâne cu ai săi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Doamne Iisuse Hristoase, prezent în Sfântul Sacrament al altarului, arată tot mai mult în viața bisericii că prezența ta euharistică este semnul unității și legătura de iubire dintre toți credincioșii. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-le preoților harul ca oferind jertfa euharistică, victima fără pată, să-și ofere propria lor ființă în slujirea ta și a fraților lor. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-le credincioșilor harul ca trăind unitatea de iubire cu tine și între ei, în jurul altarului, să fie zi de zi făuritori de dreptate și pace. Te rugăm, ascultă-ne! Unește pe toți creștinii în adorarea prezenței tale în Euharistie. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește-i pe cei ce suferă cu trupul sau cu sufletul și atrage pe toți la cunoașterea adevărului prin puterea prezenței tale. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-ne pe toți să înțelegem că ai rămas în Euharistie ca să putem ajunge mai ușor la tine, ca să ne fii mântuitor, învățător și prieten în fiecare clipă a vieții și astfel să rămânem în iubirea ta. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le celor aflați în agonie harul de a pleca din această lume, întăriți cu pâinea vieții veșnice, chezășie a învierii glorioase. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, care hrănești necontenit biserica cu taina trupului și sângelui prețios al Fiului Tău, dă-ne, te rugăm, harul să ne aflăm pururi bucuria în contemplarea și primirea ei prin Hristos Domnul nostru. Thank you.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, să-i dăruiești cu bucurie bisericii tale unitatea și pacea pe care le semnifică în chip tainic darurile oferite pe altar prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitorul lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, adevăratul și veșnicul preot, a orânduit o jertfă veșnică, oferindu-se pe sine însuși ca victimă pentru mântuirea noastră și poruncindu-ne și nouă să aducem aceeași jertfă în amintirea Lui. Trupul Lui jertfit pentru noi când îl mâncăm ne întărește. Sângele Lui vărsat pentru noi când îl bem ne curăță. De aceea, cu toți îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, îți înălțăm imnul de laudă zicând fără încetare. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers, și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus, să-i se aducă numelui Tău jertfă curată.
De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea ducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, Ți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste Biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, Episcopul nostru Petru, Episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume. Primește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a poruri de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mântuirea.
Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, sunt vrednic să intri și să facă părământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va dămădui sufletul.
Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu în el, spune Domnul, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să ne dăruiești harul de a ne bucura pe deplin în veșnicie de dumnezeirea Ta, pentru că primirea trupului și sângelui Tău prețios este în viața pământească, tainica pregustare a acestei bucurii, Tu care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului! Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să revești harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerului Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această. Păzește-mă, povățuiește-mă și ocrânește-mă pe mine, care sunt încredințat ție. Prin mila lui Dumnezeu, Iisuse, cu inima blândă și smerită. Iubiți credincioși, reținem că procesiunea
care trebuia să aibă loc astăzi, va fi duminică după liturghia de la ora 17. Plecăm spre casele noastre cu gândul acesta de a-i mulțumi lui Hristos că a rămas cu noi, îi mulțumim pentru prezența sa, pentru că ne întărește în speranță și cerem putere să ducem mai departe vestea cea bună. Tuturor o zi frumoasă și o sărbătoare binecuvântată de Dumnezeu. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.